Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 140 ediții de analize economici, un proiect comun în dezvitor și privesc eu toate celelalte ediții. Le puteți urmări pagina oficială ale instituțiilor noastre pe pagina mea ioniț.md. Astăzi este 1 martie, a venit primăvara, toată lumea deja are și sentimentul de primăvară. Eu vreau să discut pe un subiect care ar trebui să-l discutăm pe 8 martie, despre rolul sau doamnele în Moldova. Știu precis pe data de 8 martie, Biroul Național de Statistici, cu certitudine v-ar da cifre interesante. Eu am selectat și anumite cifre, m-ați întrebat, dar ce pe 1 martie și nu pe 8 martie? Îl răspund foarte simplu. Pătă o leacă din timp, nu nimeni nu ne încurcă să le medităm o săptămână înainte, dar pe data de 6 martie, IDIS Viitor va prezenta un sondaj economic și politic la București. Este un sondaj făcut în cooperare cu CBS AXA și Fundația Mării Negre din București. Lucrăm deja de 7 ani de zile. Vinerea viitoare vor fi o analiză detaliată a rezultatelor sondajelor. Cred că va fi interesant despre migrația, așteptările salariale la moldoveni. Iar astăzi noi vorbim despre doamne, femei în viața noastră, câte sunt ele, cu ce se ocupă, unde lucrează și voi da și un, să zicem așa, în avans ceea ce va fi prezentat miercuri viitoare și un rezultat de la sondaj acolo legat de salarii, așteptările salariale la femei, ca să vedem anumite lucruri care după mine sunt interesante. Să începem cu aceea că femeile sunt scumpe, dar sunt mai multe ca bărbații. Deci în Republica Moldova, ca și în multe alte țări, ca să nu zic în toate țările, poate există și vreo excepție, femeii sunt mai multe cu singură excepție. Dacă în 1970 la 1000 de bărbați erau 1147 de femei sau cu 147 de femei mai multe sau cu 14,7% mai mult, deci 14% din femei nu aveau perechea, după aceasta situația s-a îmbunătățit până în 2010 când am ajuns la aproape 1069, deci aproape 1-1, iar acum iarăși avem o schimbare de situație, am ajuns la 1000 de bărbați, 1116 femei. Unul din factorii care determină această creștere a numărului de femei este legat și de faptul că în ultimii ani de zile avem și o migrație mai puternică a bărbaților peste hotare. De fapt, cel mai probabil în 2010 lucrul acesta a fost determinat de migrația femeilor, acum de migrația bărbaților. Dacă s-o luăm invers, situația este în felul următor. În 1970, la 1000 de femei erau 872 de bărbați, s-a ajuns maxima 935, deci aproape 1-1 și acum suntem la 896. Situația s-a înrăutățit la acest indicator, dar nu atât de greu. Dacă luăm pe ultimii 8 ani de zile, vedeți în dinamica anuală, vedeți foarte clar, era 1080 și acum am ajuns la 1116. Unica explicație care cred că cea mai mult influențează este legată de faptul că în ultimii câțiva ani de zile avem o migrație mai puternică a bărbaților. Exact așa, invers, din 2015 câți bărbați sunt la 1000 de femei, deci acum am ajuns la 896. Dar după cum bănuiți, asta în mediu pe țară. Pe grupe de vârstă lucrurile stau puțin mai nuanțat, observați foarte clar, la dumneavoastră o să fie în culori. Deci până la vârsta de 24 de ani, la noi domină bărbații, deci bărbați sunt mai mulți ca femeile, observați în primii 4 ani de viață sunt 1075 de bărbați la 1000 de femei, după aceasta așa, lucrul acesta treptat scade până la 24 de ani, apoi lucrurile rămân relativ stabile și după 55 de ani, noi avem o situație în care bărbații la noi brusc începe a dispărea, știți și dumneavoastră, rata deceselor, speranța la viață, cu mult mai... astăzi nu vorbim de motive, iar după 80 de ani, practic, la 5 femei avem doar 2 bărbați. Deci cam asta este raportul nostru în țară. Cu ce se ocupă femeile noastre? Unde lucrează ele? Care sunt ramurile economiei? Unde cel mai mult sunt femeile? Acest lucru vă rog să-l țineți minte, că ne va ajuta ceva mai târziu
să înțelegem anumite fenomene. Dacă observați la fabricarea îmbrăcăminte, 89% din toți care lucrează sunt femei, practic este o profesie feminină, noi avem profesie feminine, asistență socială 86% sunt femei, îngrijire medicală 84%, poștă și curierat 79%, biblioteci, arhive, muzee 79%, în învățământ, tot învățământul, preșcolar, școlar, universitar 77%, deci din 4 oameni care lucrează în învățământ, 3 sunt femei și doar unul este bărbat. Industria prelucrare piele iarăși, în activități juridice și contabilitate, aici mai mult contabilitatea, sunt aproape numai doamne, turismul iarăși e dominat de către doamne și sectorul financiar 71%, când vorbim de sectorul financiar, am avea mândier doar băncile și companiile nebancare. Deci dacă observați, acestea sunt 10 sectoare unde cel mai mult avem femei. La polul opus, se află extracție de petrol și gaze naturale. Avem la sud așa ceva și aici lucrează practic numai bărbați, doar 6% femei. În construcții, doar 13% femei. Activități de investigație și protecție, 13%. Civicultură, 15%. Și vedeți mai departe, deci acestea sunt profesiile unde femeile practic lipsesc. Deci aceasta este important, ne vom aduce ceva mai târziu aminte. Deci avem în Republica Moldova un set de profesii unde tradițional lucrează doar doamne și avem un set de profesii unde tradițional lucrează doar bărbați. Printre altele, avem raioane unde numărul de femei angajate, dacă media pe țară, media națională, salariată, deci oamenii care oficial lucrează la noi în Republica Moldova, dintr-o 100 de salariat, 53 sunt femei, 47 sunt bărbați. Deci oficial lucrează mai mult femei decât bărbați. Lucrul acesta se explică și prin fapt, spre exemplu, în construcție cel mai mare număr este de lucrători neoficiali și acolo sunt foarte mulți bărbați. De fapt, eu, dacă ne uităm după numărul de ocupați în economia națională, raportul este egal, dar oficial lucrează mai mult femeile. Prima concluzie care pot să spun, femeile mai puțin sunt predispuse de a lucra neoficial decât bărbații. De fapt, dacă ne uităm la cei care lucrează neoficial, ponderea bărbaților este cu mult mai mare. Deci, am putea spune felul următor. Sunt ocupați în economia națională în măsură egală și bărbați și femei, mai târziu dau cifra. Cât privește salariați, mai mult sunt femei din simplu motiv că bărbații, de regulă, mai des lucrează neoficial. Dacă observați, avem raioane unde numărul femeilor domină și țin mai mult de sectorul bugetar, deci practic avem o economie foarte slabă, acolo nu prea sunt activități economice și deoarece femeile lucrează, dacă observați, în sectoarele publice de regulă, acolo numărul lor este mare, media națională 53%, nici într-un raion nu lucrează mai mulți bărbați decât femei, absolut în toate raioanele, numărul femeilor este mai mare decât numărul bărbaților. Încă un lucru interesant, care mi s-a părut că este important să vă dau, ține de înclinația spre învățământ. Și aici am luat tineri de la 19 până la 21 de ani, din ce cauza am luat aceiași tineri, deoarece ei reprezintă 75% din toți studenții. Și m-am uitat, din tinerii de vârsta 19-21 de ani, care sunt în Republica Moldova, câți din ei sunt la facultate? Dacă ne uităm atent, băieți sunt 27%, fete sunt 38%. A crescut în ultimii ani de câteva motive. A fost pandemie, plus acum avem și tinerii străini care cumva ne-au schimbat cifra, nu foarte mult, dar ne-au schimbat-o. Dar concluzia este cu totul alta. Deci nu este faptul că avem așa de mulți sau puțini tineri care sunt la facultate, dar dacă observați înclinația spre învățământ a fetelor, este cu 40% mai mare decât a băieților. Altfel spus, fetele la noi merg la facultate cu mult mai activ decât băieții. Dacă la fete avem aproape 40% din fete din vârsta de facultate, sunt la facultate, atunci la băieți doar 27%. Este o diferență foarte mare și este menține pe parcursul a multor ani. De fapt, asta a fost mesajul de bază, nu atâta cât de mulți învață, cât faptul că fetele merg la facultate cu 40% mai mult decât băieți. Iar acum, populația ocupată. Diferența dintre salariați și populația ocupată este că populația ocupată sunt toți cei care au ocupație, inclusiv oficial, neoficial. Salariați sunt cei care au cărcică de muncă, care merg la muncă și oficial sunt angajați. Noi, numărul populației ocupate este mult mai mare decât numărul populației salariate. Dacă ne uităm atent, iarăși observăm un lucru. Dacă la bărbați lucrurile sunt cât de cât armonios, la femei observăm o situație interesantă. Din toți
Cei care sunt ocupați, în cazul bărbatului, 24% au studii superioare, sau fiecare parte de bărbat are studii superioare, în rest avem cu medici de specialitate sau cu secundar profesional. De fapt, la bărbați domină profesiile cu secundar profesional sau o profesie, o meserie care a luat-o el. La doamne, situația este cu totul altfel. Practic, la toate nivelile ei sunt egal, cu o singură excepție, cu studii superioare, 33%. Deci, prima concluzie care este că structura de studii la doamnele care sunt ocupate în economia națională se deosebește de destul de puternic cât la bărbați. La doamne domină doamne care au studii superioare, la bărbați care au o studii profesională sau au o profesie. Deci, iarăși observăm o diferență. Doamnele au o înclinație mai mare în mers la facultate și ele, cele care lucrează, tot lucrează mai mult. Asta a fost în structura, dintre doamne 33% au studii superioare și invers, dintre bărbați doar 24% au studii superioare. Acum punem întrebarea altfel. Dacă luăm toată populația ocupată în Republica Moldova, cât sunt bărbați și cât sunt femei? În mediu, populația ocupată, 48% sunt femei, 52% sunt bărbați, sau 51-50%. Să nu vă miri că deosebește cifra cu salariați, acolo ați văzut că femei sunt mai multe, mi-a explicat. Populația ocupată în Republica Moldova, bărbați mai mult sunt ocupați, numai că bărbați lucrează mai mult neoficial, din cauza aceasta salariați oficial sunt mai multe femei. Dar luăm populația ocupată. Și observăm că doamnele domină, practic în toate domenii, cu excepția studiilor care au o profesie. Deci, cu studii superioare, din toți oamenii salariați ocupați în Republica Moldova care au studii superioare, 55% sunt femei și doar 45% sunt bărbați. Cu medii de specialitate, 59% practic la sută sunt femei și 41% sunt bărbați. Și mai departe, deja lucrurile se egalează. Deci, din câte observăm, în populația ocupată, cei care cu studii superioare sau cu studii tot avansate, cum ar fi medii de specialitate, domină femeile sau femeile sunt cei care au o pregătire din punct de vedere a studiilor mai ridicată decât a bărbaților. S-ar părea, femeile au o înclinație mai mare spre a învăța, femeile, doamnele au o înclinație mai mare spre doamne, au o înclinație mai mare spre a lucra, care-i salariul lor. Și dacă ne uităm atent, observăm un singur lucru, am luat din 2013 până în 2022 și avem salariul la bărbați și la femei, este media națională și dacă observați, există o diferență de salarizare și situația în ultimii 10 ani s-a înrăutățit în sensul că dacă în 2013 salariul la doamne era doar cu 13% mai mic decât la bărbați, sau la bărbați, de fapt, invers corect, la bărbați era cu 13% mai mare, atunci în 2022, el deja, deși 22 pe 23 nu sunt date, dar situația este aproximativ aceea, deja în 2022 salariul la bărbați este cu 18% mai mare decât la doamne. Deci observăm o discrepanță salarizală, nu foarte mare, dar destul de vizibilă. Nu este o discriminare, ține, dacă vă aduceți aminte, am vorbit de profesiile unde lucrează mai mulți bărbați, profesiile unde lucrează mai mult doamne. Din nefericire, doamnele lucrează la profesie care necesită studii superioare, doamnele au studii superioare, doamnele sunt angajate cel mai mult, numai că profesiile la care ele lucrează, din păcate, nu intră în topul profesiilor cel mai bine plătit din Republica Moldova. Altfel spus, există profesii în Republica Moldova care sunt plătite cu mult mai modest și acolo domină doamnele, sunt profesii care sunt plătite mai bine și acolo mai mulți sunt bărbați. Deci cam aceasta face diferența. Nu că noi la femei plătim mai puțin decât la bărbați. Nu, pur și simplu profesiile unde lucrează doamnele sunt mai puțin plătite și din cauza aceasta la ele în mediu salariul se primește mai micuț decât medie pe economie. Cel mai grav este altceva. Miercuri viitoare noi vom prezenta un sondaj privind migrația, așteptările salariale. Eu astăzi fac așa un avans înainte, deci am prelucrat din datele pe care deja le avem, am prelucrat și am extras care este așteptările salariale în Republica Moldova la bărbați și femei, independență de vârstă. Ce am în vedere în așteptările salariale? Noi, tradițional, din 2017, deja 7 ani la rând,
punem 8 ani la rând deja, punem o întrebare simplă. Spuneți-ne, vă rog, ce salariu dumneavoastră v-ați dori ca să nu plecați din Republica Moldova? Și asta noi interpretăm ca așteptare salarială. Deci omul spune, dacă aș primi 17.500 de lei, cam aceasta este media, atunci cu acest salariu aș rămâne în Republica Moldova și nu aș pleca peste hotar. Deci aceasta este așteptarea salarială în Republica Moldova, pentru că omul să nu plece peste hotare. Și am ajuns la o concluzie, cum să vă spun eu, aici chiar e trist. Deci, dumneavoastră știți că doamnele primesc în Republica Moldova un salariu mai mic decât bărbații și lucrul acesta nu ține de discriminare, dar ține de faptul că, de fapt, ele au o profesie unde salariul este mai micuț. Cel mai tare ce m-a uimit, doamnele au și o așteptare salarială mai mică decât bărbații. Deci, imaginați-vă că noi întrebăm câteva sute de doamne care nu știu una de alta de această întrebare și întrebăm câteva sute de bărbați care nu știu unul de altul despre întrebare care o pun. Și evident avem o tehnologie prin care noi răspunsurile lor le transformăm într-un salariu mediu și primim că în Republica Moldova bărbații își doresc aproape 18.000 de lei ca să nu plece psihotare, iar doamne mai precis 17.950, iar doamne 17.100. Deci faptul că doamnele au un salariu mai mic, de fapt se răsprânge și asupra modului de a gândi că asta este așteptarea lor. Deci ele au deja și o așteptare mai mică decât bărbații. Deci ele și speră la un salariu mai mic decât bărbații. Lucruri care evident aici deja avem o problemă. Iar cel mai grav este, când zic grav, eu cred chiar e grav, dacă intrăm pe structură. Observați, până la 25 de ani, doamnele sunt, spuneți dumneavoastră toate epitetele care doriți, și la ele așteptările salariale sunt mai mari ca la bărbați. Ceea ce eu cred că corespund, ele au așteptări mari. După 56 de ani, iarăși așteptările salariale la doamne sunt mai mari ca la bărbați. Astăzi nu vă comentar mult, poate sunt specialiști care vă face comentariul necesar. Cel mai tare, ce mă uimește, 26-55 de ani. Deci doamnele care sunt în vârstă activă, doamnele care sunt, de fapt, când ele au cel mai mare necesar, cum discutam lucrul acesta cu o doamnă, zic, uite ce am descoperit eu și a rămas uimită, zic, la noi nu-i de ajuns că doamnele au un salariu mai mic, dar ele și-au așteptări mai mici ca bărbații și aceste așteptări sunt foarte strict determinate de vârstă. Dacă până la 25 de ani, după 56 de ani, doamnele au niște așteptări mai mari ca bărbații, exact în vârsta de muncă, exact în perioada când doamna ar trebui să aibă așteptări salariale cel mai mic, la dânsele, dacă observați, așteptările salariale sunt cu mult mai mici decât la bărbați. Aceasta arată, de fapt, îmi permit să fac o concluzie, o vulnerabilitate sau o stare de lucru prin care doamnele spun că, uite, m-aș mulțumi și cu mai puțin. Deci asta cred că este ceva care ar trebui să ne ducă la niște concluzii cu mult mai mari. Deci asta a fost pe scurt ce am vrut să spun despre doamnele în Republica Moldova, profesiile unde lucrează, salariile care au, așteptările salariale. M-am străduit să dau ceva care sper că nu va da și erou de statistic. Nu, și la urmă, două lucruri ca divertisment. Da, în Republica Moldova, doamne, sunt mai mulți ca bărbați. Dar să știți că în Republica Moldova avem o situație interesantă și mulțumim biroul de statistică care în prezent ne dă datele cu numărul real de persoane care se află în localitate împărțit pe gen, masculin și feminin. Și v-am ales top 10 localități unde sunt cel mai multe femei și top 10 localități unde sunt cel mai multe bărbați. Așa că la băieții tineri, dacă vor să însoare, luați topul numărul 1. Și fetele care vor să mărite, am permis o glumă, pentru că suntem în ziua de 1 martie, luați topul numărul 2. Deci avem un sat Topala din Cimișli, unde avem 140 de doamne la 100 de bărbați. De fapt, este cel mai mare record absolut în Republica Moldova, pe aproape de ei nu-i nimeni. Pe locul 2 este Rediu, de fapt, cum pe aproape, sunt 3 și după aceasta merge. 138, Maramonovca, 135. Mai departe, deja vedeți topul. Ei, că doamne sunt mai multe, cum ar fi la noi, clar. Dar să știți că avem în Republica Moldova și localități unde categoric sunt cu mult mai mulți bărbați decât doamne.
Primul este Ivancea Orhei, apropo, e sat foarte mare. Chiar mi-e curios ce se întâmplă acolo în Ivancea, 132 de bărbați la 100 de doamne. Dacă vrea un băiat să însoare din Ivancea, o poate face numai la Orhei sau la Chișinău, numai nu în Ivancea, că nu sunt fete acolo. Cătăleni Hâncești, 124, și vezi că Uți Florești, 121. Mai departe, topul îl vedeți. Oricum, ceea ce am vrut să spun este că intrăm într-o perioadă frumoasă. 1 martie este prima zi de primăvară, când noi, poporul român, ne bucurăm de această primăvară, fiecare ne felicităm cu mărțișorul. 8 martie este o zi când ne aducem aminte de Doamnele noastre. Unii își aduc aminte în fiecare zi, unii măcar de 8 martie. De tot ce vreau să spun, vă doresc la Doamne, în primul rând, tot cel frumos. Am făcut această prezentare cu o săptămână înainte, din simplu motiv că data de 8 martie vom avea o prezentare legată de migrație și ce se întâmplă. Sper că această informație a fost interesantă, iar cât privește așteptările salariale, mi-aș dori foarte mult ca Doamne să aibă aceeași aspirație ca și bărbații, că noi toți merităm un trai mai bun, un salariu mai bun și fiecare de noi avem dreptul să primim ceea ce merităm. Vă mulțumesc și până data viitoare!